Maestatea voastră, domnule consilier al președinției noastre, al președintului României, Înalt Preasfinția voastră, Părinte Mitropolit, domnilor primari Iași și Chișinău, domnule prefect, domnule președinte, stimate autorități, dragi parlamentari, dragi iubiți, ieșeni și moldoveni, dragi oșteni, ca în fiecare an luăm parte astăzi cu recunoștință a numele credincioșilor poporului nostru la manifestările dedicate Unirii Principatelor sub domnia Marelui Domnitor Alexandru Ioan Cuza, manifestare menite să ne aducă amintire de făuritorii Marii Unii. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, românii au trăit una din perioadele cele mai pline de înnoiri din istoria României moderne. După afirmațiile unanime ale istoricilor, iar generațiile care au urmat epocii Unirii au respectat cu sfințenie una dintre marile valori statornicite atunci, și anume dorința ca poporul român să rămână unit. Idealurile Unirii nu trebuie uitate, ci păstrate cu sfințenie și apărate, așa cum nu trebuie uitat niciodată rolul pe care orașul nostru l-a avut în înfăptuirea actului Unirii. O afirmă toți istoricii și citim aici, în fundalul acestei scene, faptul că România s-a născut la Iași, iar ideea Unirii de aici a pornit. Prova cea mai clară, emoționantă în favoarea idealurilor Unirii va face orașul Iași în perioada 1916-1918, în anii grei ai primului război mondial, atunci când urmea noastră a devenit de fapt capitala României, după refugierea aici a regelui Ferdinand și a familiei regale, a Parlamentului României, a membrilor guvernului și ai principalilor oameni politici ai țării. Și tot aici, la Iași, vor veni în aceeași perioadă delegații românilor din celelalte teritorii românești, care vor cere unirea cea mare și desăvârșirea statului unitar român. În aceste zile, și desigur, astăzi, 24 ianuarie, reînnoim împreună cu poporul creștin din Iași și din lume rugăciunea pentru unitatea tuturor românilor din țară și de peste otare, pentru binele și prosperitatea fiecărui cetățean. Mai ales într-un context în care aceste valori tind să fie date la o parte, ne reînnoim prețuirea și rugăciunea pentru toate familiile țării noastre, pentru copii și tineri, de care depinde viitorul neamului nostru credincios. Cinstea celor care au făurit unirea principatelor române, în veci pomenirea eroilor noștri și binecuvântare pentru toți cei care duc mai departe idealul sfânt al unirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, mai ales în acest an, anul Marii Uniri, și să binecuvânteze România la acest ceas de unire. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi eșteni! La mulți ani, dragi oșteni!